Și apoi din curte au intrat în studioul de emisie. Az udvarról bejöttek a négyes stúdióba, az adás stúdióba. A fost prima emisiune teribil de emoționantă și mișcătoare. Az első, ez volt az első adás, ami nagyon izgalmas és nagyon szép volt. Mircea Dinescu împreună cu Ion Caramitru au prezentat primul apel către popor. Mircea Dinescu költő és Ion Caramitru színész mondta el az első felhívást a tömeg számára, a nép számára. Și referitor la cea de-a doua parte a întrebării dânsului, a fost într-adevăr o experiență fantastică să vezi timp de o oră trecând toate oficialitățile dintr-o parte în cealaltă, dar până la urmă au trebuit să o facă. Ami a második részét illeti a kérdésnek, tényleg nagyon fantasztikus dolog volt látni az összes hivatalos személyiségeket, ahogy átállnak egyik oldalról a másikra, de végül is átálltak. Meglepetés azokban a pillanatokban, amikor az ortodox egyháznak a vezetői megjelentek, és mindenáron beszélni akartak a néphez. Începând chiar cu patriarhul, care la două ore după ocuparea, deci după trecerea televiziunii de partea așa, s-a prezentat în toată mulțimea aceea unde nu putea să pătrundă, totuși a făcut drum și a apărut pe post ca să vadă poporul că, într-adevăr, televiziunea română este liberă. Az ortodox